Prin Convenția Patrimoniului Mondial au fost stabilite 6 criterii culturale ce confirmă valoarea universală a unui sit. Unul singur este suficient pentru recunoașterea acesteia și acceptarea în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Locul de aici îndeplinește 4. Sunt Mădălina Vlășceanu și vă prezint ultimul sit cultural din România înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, peisajul minier Roșia Montană. Întregul concept de peisaj minier începe aici, în mină. Suntem în cel mai important exemplu de mină romană auriferă din Imperiu. Peste 7 km de galerii au fost săpați de mineri aduși din Dalmația. Forma trapezoidală, atât de cunoscută a galeriilor principale, este regăsită și în cele de comunicație, înclinate cu scări săpate în stâncă și completată cu puțurile verticale de extracție și acoperișul sculptat în trepte. Toată această combinație atât de specifică Roșiei Montane reprezintă un pionerat în materie de industrie a mineritului. În mod cert, aceasta a fost cea mai importantă mină de aur din Imperiu. Peste 500 de tone de aur pur au fost extrase până la retragerea aureliană. Dincolo de asta, însă, cercetările începute, iată, în secolul al XIX-lea și intensificate în ultimele decenii, dovedesc importanța culturală și istorică a sitului. Dar peisajul cultural minier Roșia Montană nu se limitează la antichitate. Munții Apuseni au fost principala sursă de aur a Europei de la sfârșitul Cruciadelor până la descoperirea Americilor. În secolele 18 și 19 au fost aduși mineri germani, austrieci și maghiari, ce au folosit propriile tehnici avansate pentru a exploata zăcămintele la o scară mult mai mare. Tocmai această epocă a industrializării, o transpunere dincoace de ocean a febrei aurului din America de Nord, a lăsat cele mai vizibile urme ale civilizației miniere de la Roșia Montană. Casele Roșiei au fost clădite de familii ale minerilor, ce au exploatat cu metode tradiționale de separare a minereului până la naționalizarea din 1948. În 1971, exploatarea a trecut la suprafață. Până în anul 2006, înălțimea masivului Cetate a fost redusă cu o cincime, incluzând aici și o serie de spectaculoase galerii romane. Nici așezarea de la suprafață nu a rămas nemarcată de efectele exploatării masive socialiste. Inserțiile de blocuri rămân relicve ale acelei epoci. Ca marea majoritate a localităților miniere din România, Roșia Montană a fost condamnată în perioada comunistă la o dezvoltare monoindustrială. Dar ceea ce era suficient primelor două milenii ale erei noastre nu mai corespunde vremurilor de astăzi. Ori tocmai de aici s-a iscat conflictul care a scindat localitatea în ultimele decenii. Continuarea mineritului cu distrugerea unei bune părți a istoriei și cu grave implicații de mediu sau conservarea patrimoniului și găsirea unor soluții alternative de dezvoltare. La 27 iulie 2021, România aniversa 65 de ani de la aderarea la UNESCO. În aceea zi, peisajul minier Roșia Montană era primit pe lista Patrimoniului Mondial. Sigur, umbrela UNESCO va proteja acum situl de intervenții ireversibile. În paralel, ar trebui găsite soluții alternative pentru dezvoltarea localității. Patrimoniul ar putea fi o sursă de venit, pentru că Roșia Montană nu este o mină oarecare. Ea este un zăcământ de cultură și civilizație.